Începutul săptămânii aduce vești interesante pentru zodiile berbec și săgetător, conform previziunilor astrologice pentru 8 ianuarie. Potrivit horoscopului zilnic, nativi din zodia berbec se pot aștepta la surprize plăcute pe plan financiar, în timp ce alte zodii ar putea avea parte de noroc în alte domenii. Berbec. Pentru Berbec, ziua de 8 ianuarie se anunță a fi una de succes, în special în ceea ce privește aspectele financiare. Această zi ar putea aduce oportunități neașteptate de câștig, investiții profitabile și chiar premii neașteptate. Este un moment potrivit pentru Berbec să ia decizii financiare importante sau să exploreze noi modalități de a-și mări veniturile. Taur. Pentru nativi din zodia Taur, ziua de luni vine cu dorința de a reduce din activitățile zilnice. Epuizarea și lipsa timpului determină pe Taur să dorească să renunțe la unele sarcini pentru a se concentra mai mult pe îngrijirea personală. Gemeni. Gemenii se află într-un punct de cotitură în cariera lor. Ei se gândesc serios la schimbarea domeniului profesional, dorindu să urmeze o carieră care să le aducă mai multă satisfacție personală. Acest moment poate reprezenta începutul unei noi etape pline de entuziasm și realizări personale pentru gemeni. RAC. Racii vor avea parte de succes în aplicarea unui plan mai vechi. Rezultatele pozitive vor apărea rapid, aducând câștiguri substanțiale. La locul de muncă. Leu. Le încep săptămâna cu vești excelente pe plan profesional. Li se oferă oportunitatea de a avansa în carieră, ceea ce ar putea însemna o nouă funcție cu multe beneficii. Această schimbare va aduce un val de entuziasm și noi provocări pentru leu. Fecioară, ai o zi destul de grea și lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori. Încerci să rezolvi situația și să apelezi la ajutorul cuiva, pentru ca totul să se termine cu bine. Balanță! Balanțele se confruntă cu o decizie dificilă în carieră, având posibilitatea de a avansa la locul actual de muncă și în același timp primind oferte tentante de la alte companii. Balanțele sunt într-un moment de cumpănă. Se recomandă consultarea cu persoane apropiate pentru a lua cea mai bună decizie. Scorpion. Scorpionii se pot aștepta la noroc în plan profesional. O ofertă de nerefuzat ar putea să apară, oferind avantaje considerabile. Este un moment excelent pentru Scorpion de a-și exploata la maxim potențialul profesional. Săgetător. Săgetătorii se confruntă cu obstacole pe parcursul zilei și ar putea să nu reușească să îndeplinească toate sarcinile propuse. Totuși, multe dintre aceste sarcini pot fi amânate, oferind un respiro binevenit. Capricorn. Capricornii se concentrează pe organizare, având multe de făcut. Cu nevoia de concentrare maximă, evitarea oricăror distrageri este crucială pentru a-și îndeplini obiectivele. Vărsător. Vărsătorii se pot bucura de o vizită neașteptată în cursul zilei, posibil de la o persoană dragă pe care nu au văzut-o de mult timp. Aceasta este o ocazie excelentă pentru a petrece momente plăcute și a se reconecta. Pești. Peștii se gândesc la posibile schimbări în cariera lor. Deși primesc diverse propuneri, aceștia își doresc să se gândească atent înainte de a face o alegere care va influența viitorul lor profesional, relatează playtech.ro.